data. Da, Union neșansă. Începem foarte bine meciul, marcăm repede. Un joc bun. O posesie foarte bună, circulație la fel, dintr-o parte în alta. Ne-am creat ocazii. Din păcate am luat gol la 10 secunde după ce marcasem noi. Și atunci cred eu că a fost o problemă. Cum vreți să vă aflați? Nu contează suprafața terenului. Mergem să ne calificăm, acesta este gândul nostru. Putem întoarce rezultatul, știm ce grup avem, am mai făcut-o. Și mergem motivați, vom analiza ce am făcut mai puțin bine și ne vom pune la punct și mergem cu gândul la calificare. Păi, o echipă care s-a apărat în 16 metri. Ce pot să spun mai mult? Ați văzut și dumneavoastră. Avem probleme cu echipele care fac lucrul acesta, dar avem o săptămână la dispoziție pentru a pregăti meciul și cred eu că vom putea întoarce rezultatul. Din seara asta vă puteți califica sau sunt să mai trebuie să cum? Cu fotbalul din seara asta vă puteți califica sau sunt să mai trebuie să. Am spus să eliminăm greșelile, dar a fost și un fotbal bun, un fotbal plăcut. Suporterii care ne-au împins de la spate, cum au făcut-o mereu, de altfel. Și v-am spus, vom elimina greșelile pe care le-am făcut și cred eu că, nu cred, sunt sigur că ne vom califica. Dar v-am spus, trebuie să fim, nu mai suntem puști, acum trebuie să jucăm matur. Vi s-au făcut cei mai greu, cei mai grei adversari? Sincer, nu. Doar că au stat defensiv, au stat acolo, ați văzut și repriza a doua de gajeau la portarul nostru, așa că ne-a fost greu să-i desfacem. Au tras din prima repriză de timp. Asta e. Nu comentez așa. Cum ești revenirile care ați dat mai mult? Dacă nu aduce asemenea... Da, cred că a fost meciul cu cele mai multe ratări. Am dus foarte bine mingea acolo. La pauză am vorbit în vestiar să venim cu centrări din lateral. Am făcut-o foarte bine. Am apărut și la finalizare foarte bine. Dar ne-a lipsit golul. Mai bine. Mă simt mai bine, din ce în ce mai bine. Ești la 100% sau mai... Mai trebuie să mai muncesc. E pentru voi mai greu că acolo se joacă calificarea de plasare? Da. Este mai greu pentru că nu mai avem suportul fanilor acolo. Ați văzut cum a fost stadionul în această seară. Dar cred eu că putem să ne calificăm. Este greu pentru că Olaru este suspendat, un jucător de bază, un lider și ăsta este singurul minus. Planurile au fost date de stricat și care era planul inițial acolo? Noi am vrut să dăm multe goluri. Jucam acasă și era normal să... Și cum am început jocul? Am început foarte bine. Dar ce nu aveam să mergi? Golul, n-a intrat mingea în poartă. Ce să nu meargă? Am adus mingea până în 6 metri. Am avut bar, am avut ocazii. Asta este. V-am spus, este greu când jucăm cu echipele care practică un joc defensiv, total defensiv. Crezi că ar fi putut fi alta istoria acestui joc dacă nu ați fi primit golul imediat? Da, am primit, da, la 10 secunde am primit golul. Cred eu că după ce marcasem am crezut că ne vom califica din acest meci, dar asta este, nu s-a putut. Cu siguranță. Nu cred că vor ataca, pentru că dacă vor ataca, le va fi foarte greu, pentru că avem calitate superioară. De exemplu, norvegienii au putut să-și mai amă mediul să-și pregătească. Ai simțit acest lucru pe teren? Ești odihnit? Sincer, nu i-am simțit nici prea odihnit, nici cum să-i simți. Dacă ieșeau la joc și o făceau într-o manieră foarte bună, da, puteam să dăm vina, să spun așa, pe o dignă, dar nu are nicio importanță. Și noi ne-am simțit bine, am dus-o foarte bine, 90 de minute, am atacat în continuu, dar asta este. Neșansă, cred că a fost în această seară. Iar în regele două meciuri a fost o deplasare foarte grea la Botoșani, de sus campionat. Și cum vezi la toate acest meci și ținând cont că urmează ultimul pas? Da, vom merge la Botoșani cu gândul de a lua cele 3 puncte puse în joc. Mâine vom face analiză și e clar că este primul meci.
cel de la Botoșani, așa că trebuie să mergem să câștigăm. Nu contează cu cine jucăm în teren, cred eu că vom da tonul la joc și vom ieși câștigători. Vă mulțumesc o seară!